termen lung, niciun producător de mașini nu poate nega subiectul mașinilor electrice. Răspunsul japonezilor de la Honda vis-a-vis de acest subiect este micul automobil electric numit Honda E. Prezentat mai întâi sub forma unui concept, Honda a decis în cele din urmă ca prima mașină electrică să fie ușor diferită, așa că în producția de serie a intrat ca model cu 4 uși și o lungime de 3,92 metri. Silueta lui Honda este unghiulară ca formă și îndrăzneață ca stil, cu partea din față dominată de farurile circulare dotate cu tehnologia Full LED. Aceste faruri rotunde cu LED sunt complet moderne, dar în același timp îi oferă un aer destul de retro. În locul oglinzilor laterale clasice există niște piciorușe care ies din uși, în care se află o cameră. Display-urile color din cele două colțuri ale tabloului de bord al mașinii țin loc de oglinzi exterioare. Stilul non-conformist se continuă și în cabină, care este gândită ca un lounge. Există scaune confortabile din țesături moi și alte materiale interesante, care fac din acest spațiu un loc foarte relaxant. Dar, desigur, cel mai atrăgător lucru din cabină este tabloul de bord, dominat de ecrane. Sunt 5 în total. La fiecare capăt al tabloului de bord sunt două afișaje de 6 inci, care acționează ca oglinzi exterioare. Mai există un afișaj al șoferului de 8,8 inci și două ecrane tactile de 12,3 inci. Afișajele individuale pot fi configurate în funcție de gustul și starea de spirit a șoferului. Honda E vine cu Apple CarPlay și Android Auto. Este extrem de impresionant, deoarece conceptul său de acționare îl face să se simtă diferit de majoritatea celorlalte mașini electrice de pe piață. Și oricine crede că toate vehiculele cu baterii, cu motoarele lor electrice, sunt identice, se înșală. Tracțiunea pe spate este cuvântul magic care o face pe micuța Honda atât de specială. Avantajele acestui lucru sunt vizibile de îndată ce accelerația este apăsată pentru prima dată. Pe lângă modurile de condus, Honda E mai dispune de un alt mod, e-pedal, care ajută la regenerarea puterii. Acesta poate fi activat prin simpla apăsarea unui buton și este foarte practic în oraș, mașina fiind accelerată și decelerată doar cu pedala de accelerație. Din punct de vedere tehnic, puterea de recuperare este crescută. Autonomia mașinii ajunge la 210 km, asigurată de bateria de 35,5 kWh. Timpul de încărcare variază în funcție de tipul de încărcător utilizat. La o priză CCS2 durează aproximativ 30 de minute pentru încărcarea până la o capacitate de 80%, iar cu mufa Type 2, încărcarea până la 100% are loc în aproximativ 16 ore. Honda E are un preț de 39.980 de euro, TVA inclus, fără bonusurile Rabla și Rabla Plus.